Mi s-a spus probabil de 100 de ori că pentru o alimentație sănătoasă trebuie să consumați anumite alimente bogate în substanțe nutritive și antioxidanți. Sunt foarte multe, nu ne putem plânge de asta, iar modul de a le consuma nu este deloc unul complicat. Este nevoie doar de o conștientizare a valorilor, de voința de a le include în alimentație și de perseverență. Conform Life.ro, lămâile sunt printre cele mai recomandate alimente când vine vorba de lipsa vitaminei C. Flavonoidele din lămâie ajută la stoparea creșterii celulelor canceroase și previn nenumărate boli. Nucile sunt pline de microelemente vitale pentru corp și creier. O mulțime de grăsimi sănătoase se regăsesc în ele, capabile să susțină sistemul nervos al omului. Brocoli este o sursă minunată de vitamina K, care ajută la construirea oaselor puternice și care susține sistemul imunitar în combaterea bolilor. Fasolea este o sursă de proteine vegetale extrem de sănătoasă, care ajută organismul să digere alte alimente. Specialiștii nu încetează să vorbească despre beneficiile incredibile ale ciocolatei negre. Dintre toate tipurile de fructe, avocado este de departe una dintre cele mai sănătoase opțiuni. Fructele de pădure sunt o nemaipomenită sursă de vitamine, minerale și diversi compuși organici. Consumul de spanac, de asemenea, ajută la protecția sistemului imunitar și la îmbunătățirea vederii. Somonul este vestit pentru conținutul său foarte mare de acizi grași omega-3, benefici sănătății. Dintre diferitele tipuri de ulei, uleiul de măsline este cel mai bogat în grăsimi, acizi și flavonoide sănătoase. Iaurtul este minunat pentru toată lumea, ajută la crearea și menținerea microflorei organismului și ajută la digestia completă a alimentelor consumate. Alăbușurile de ou sunt pline de proteine, în timp ce despre gălbenușuri se spunea cel puțin până acum că nu sunt tocmai bune pentru sănătate. Fructele uscate pot fi deosebit de utile în timpul iernii, când fructele proaspete nu sunt disponibile. Relatează Life.ro.